Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire din seria pe care v-am propus-o. Suntem live pe pagina de Facebook Humanco și o să fim live peste tot acolo unde alegeți voi să ne purtați. În această seară, vă spuneam, e o nouă întâlnire pe tema creativității ca resursă importantă în adaptare. Și ne-am plimbat în aceste săptămâni prin diverse domenii care aparent ați putea spune că nu prea au mare legătură. Spre exemplu, am încercat să conectăm puncte din socionomie și istorie, din culturile și limbile asiatice, cu studiile de piață și cu brandingul. Ei bine, astăzi o să încercăm să legăm biologia, filozofia cu aspectele culturale, cu managementul cultural și vă aducem și astăzi în față doi oameni care fac din profesia lor mai mult decât un simplu loc de muncă, adaugă foarte multă pasiune, adaugă foarte multă creativitate acolo. Este vorba despre Sandu Stermin, care, așa cum am precizat puțin mai devreme, e biolog, e filozof, e pasionat de psihoterapie pozitivă, și Mihai Mateiu, care este manager cultural, este fondator al Flux. O să vorbim despre asta și o să ne spună ce e cu acest Flux. E cel care a inițiat la Cluj-Napoca proiectul Somesh Delivery. Vă spuneam, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru prezența voastră pe pagina Humanco, acolo unde ați ales să distribuiți și să ne trimiteți comentarii și în edițiile precedente în care ne-am întâlnit live. Evident, vă încurajez, vă lansez invitația și astăzi de a adresa orice întrebare, orice comentariu aveți, iar eu le voi prelua și le voi aduce în fața invitațiilor tocmai pentru a ne răspunde. Bună seara, dragilor, bună seara, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi alături de noi. Bine ați venit la live-urile Humanco. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Am deprins așa un obicei, în momentul în care terminăm o temă, în următoarea întâlnire o reluăm puțin, ca lucrurile să aibă o continuitate firească. Și în ediția de săptămâna trecută discutam cu cele două invitate, Alina Stepan și Codruța Sântionean. Cumva la final am mers exact pe ideea acelui proverb care spune că cel care se întoarce dintr-o călătorie nu e niciodată același cu cel care a plecat în acea călătorie. Și spunea foarte inspirat Alina la finalul live-ului despre faptul că dacă această COVID, nu? Pentru că le spuneam celor care ne urmăresc, Academia franceză și alte academii de prestigiu din lume au hotărât că e COVID, că e feminin, dacă ea va pleca fără să ne schimbe în vreun fel, înseamnă că a fost degeaba. Și încep cu tine, Mihai, în ce fel te-a schimbat pe tine această COVID? M-am gândit destul de mult, am mai avut timp să o fac. Cred că ce a făcut pentru mine a fost să, în mod clar, să-mi dea o șansă să mă opresc în loc și să-mi reanalizez un pic viața și nevoile și prioritățile. Și sunt sigur că, revenind la citatul pe care îl dădeai, ies altul decât am intrat în starea de izolare. Cred că ieșim mai puternici, mai rezilienți, pur și simplu, ca și după o experiență limită. Chiar dacă nu a fost chiar așa, pentru generația noastră atât de ferită de tot felul de calamități, de războaie, de foamete și alte lucruri, a fost totuși o încercare care ne-a dat măsura pe ce suntem și cred că e și mai flexibil, mai adaptat la nou. Nu știu, cam am primit așa un fel de vaccin pentru a urmăresc. Te urmăresc și te-am urmărit, Mihai, de-o vreme și știu că la un moment dat spuneai despre faptul că au fost anumite momente în viața ta în care ai căutat sensul, poate mai profund decât în altele, uneori l-ai găsit, alteori ai crezut că l-ai găsit. În orice caz, astfel de momente de cotitură cumva au redefinit lucrurile acolo în ceea ce privește sensul. E acest moment unul iarăși de redefinire, de ajustare, de recalibrare, poate chiar în zona ta, în zona aceasta a managementului cultural, a laboratoarelor culturale, să spunem, din care faci parte? Da, cu siguranță cred că este. Pentru mine personal a fost și continuă să fie o provocare foarte mare de adaptare. E și numai la mediul online pe care nu-l în care nu mă simt atât de în largul meu, nu am fost pregătit, nu am fost din generația care a crescut cu tableta. Am făcut pași în perioada asta și cu proiectul meu, am adaptat atelierele pe care le facem în companii sau deschise publicului,
Dar mai mare mi se pare provocarea de a găsi lucruri noi, complet diferite de cele. Deci nu doar să adaptăm ceea ce făceam fizic, să adaptăm la online, ci să găsim noi modalități, noi sensuri de transmis și noi forme în care să le îmbrăcăm pentru ca ele să fie cât mai puternice și mai de impact. Sandu, cred că ție ți se potrivește mânușă povestea asta, nu? Cu cel care se întoarce dintr-o călătorie nu e același cu cel care a plecat. Mi-aduc aminte o discuție pe care noi am avut-o clar. Despre ultima ta călătorie, când lucrurile s-au schimbat radical la întoarcere. Da, eu am venit după ce am fost o lună de zile în Brazilia, m-am întors acasă, am fost plecat o săptămână în Germania și apoi am venit direct în izolarea asta. Acum, din punctul de vedere al unui biolog, într-adevăr, un om care vine dintr-o călătorie nu e același, pentru că s-a descoperit de vreo 15 ani că atunci când te confrunți cu situații de viață noi, fie că sunt medii noi, fie că sunt grupuri de oameni noi sau un stil de viață nou, ți se generează neuroni noi. Deci e un neurogeneză de fază adultă. Îți apar neuroni noi în creier care fac conexiuni noi și te trezești că ești altfel. Poți să te schimbi, poți să te schimbi emoțional, poate să ți se schimbe o parte din caracter, fără să faci terapie. E un fel de terapie, așa, pe o perioadă foarte, foarte scurtă. Deci, într-adevăr, ne schimbăm când ne întâlnim cu situațiile astea care se prelungește cel puțin mai mult de 2 săptămâni. Am putea vorbi concret și poate așa să ne uităm puțin evolutiv la creativitate în biologie? Da, clar. Tot diferența dintre noi și animale e de natură cantitativă, nu calitativă. Adică? Asta adică toate calitățile pe care le avem noi le găsim undeva în regnul animal. Doar că sunt mai puternic reprezentate sau mai puțin. Adică e o chestie calitativă. E mai mult sau mai puțin. Nu cantitativă. Ele sunt prezente. De la etică, nu știu, Franz de Waal povestește de caracterul ăsta etic al primatelor și al restul animalelor, de la etică, de la creativitate, de la tot ce vrei. Tot ce facem noi fac și animalele. Cel puțin primatele fac exact același lucru ca și noi, numai în cantități diferite. Și atunci există și creativitatea asta, în funcție de cum o măsurăm, există și la celelalte specii de animale, nu știu. Și se crede, de fapt, că evolutiv, ea a apărut la grupele de mamifere, de păsări și de reptile care au un regim de viață, un regim de hrană omnivor sau cel puțin variat. Animalele care mănâncă același lucru nu sunt creative. Gândiți-vă la un urs panda. Ursul panda stă toată ziua și mănâncă. Și el nu trebuie să fie creativ pentru că nu trebuie să aibă feluri noi în care să-și găsească hrana. Și nu trebuie să aibă felul noi în care să se apere de prădători. Deci el stă în pădurea aia de bambus și toată ziua mănâncă. Până și parada asta lui de curtare este foarte simplă. Nu știu, acuplarea la urși și panda e foarte simplă. Din cauza asta, mulți dintre ei uită să se împerecheze și avem probleme că nu sunt pui și dispar urși și panda. Dar în momentul în care un animal a început evolutiv să poată alege între două surse de hrană, de acolo se crede că a început inteligența și creativitatea. Foarte interesant. O să vreau să revenim la această idee. Mă gândeam la ceea ce spunea Mihai puțin mai devreme. Nu? Și dacă e să luăm lucrurile, Mihai, exact așa, ești scriitor, lucrurile puteau să fie foarte așezate pentru tine, dar nu. La un moment dat ai zis, hai să îmi pun în mișcare rotițele creativității, să fac, spre exemplu, Flux. Și aici vreau să ne dai detalii, să ne spui ce e cu Flux și cei care sunt interesați pot afla mai multe pe fluxproject.ro, dar vreau să ne spui ce faceți voi acolo în termeni legați de creativitate și iată, vine COVID-a și ne obligă pe toți să găsim în noi noi resurse pentru a ne continua activitatea și profesia. Da, prima parte a întrebării, ca adult, spațiile în care m-am manifestat au fost două, care sunt, nu știu dacă complementare, dar sunt în zone diferite și sunt într-o dinamică foarte interesantă pentru mine. Scrisul, da, a fost foarte important la un moment dat, la 20 și ceva de ani, spre 30, era o nevoie de exprimare, pe care cred că o avem cumva adolescentin de a ne exprima trăirile, mă rog, toată intensitatea aceea.
Și altă zonă în care am intrat de acum 15 ani este cea a evenimentelor culturale, pe care le-am simțit importante și în care am crezut că pot să aduc ceva, că, mă rog, poate arogant, am crezut că pot să am o viziune și să propun niște întâlniri interesante. Fie că e vorba de oameni, fie că e vorba și între oameni și spații, între arte diferite. Scrisul nu e comod pentru mine. Sunt unul care scrie ușor și comod. Pentru mine este probabil cel mai mare consum și cea mai mare frământare. Te face să ieși din zona ta de confort? Mă face să revizitez prea multe. Nu scriu, nu pot să scriu science fiction, sau ceva ficțiune pură, mă întorc mereu la experiențele mele și mă întorc în scris la niște experiențe nu extrem de plăcute. Legat de flux, asta mi se pare, este ceva, proiectul Flux, startup-ul cultural Flux a fost început în 2018, în martie, după 6 luni de testare în firma unor amici. Mi-au dat șansa asta să văd dacă ideea din capul meu, care părea minunată, rezistă și la testul realității. Pe scurt, Flux e un puzzle de experiențe culturale. În momentul ăsta avem peste 100 în ofertă, care puse toate la oaltă, sunt experiențe extrem de diverse, de la gătit până la biologie, atelierele cu Sandu, de exemplu, sau de la arte marțiale la teatru interactiv sau de la degustare de vin la, habar n-am ce, bandă desenată, de exemplu. Sunt mici fațete care construiesc o perspectivă foarte complexă și cred că pot da sens, sau da sens, e prea mult. Nu e ca și cum oamenii nu ar avea sens toate astea, dar pot îmbogăți paleta în care ne căutăm și ne găsim sensul. Și ăștia 2 ani au stat foarte tare, foarte concret, dacă asta funcționează sau nu. Am lucrat cu companii și oamenii care s-au expus timp de 2 ani, să zic, lunar, unei experiențe noi, și nu doar în zona în care ei își doresc, ci și în zone propuse, provocate de noi, în care se iasă din zona de confort, da, au împărtășit ca feedback după 1 an, după 2 ani, după foarte, foarte faine pentru noi. Și în prezentarea Flux, de la bun început, a fost că Flux încearcă să dea șansa unei opriri din ritmul ăsta nebun, în care nu mai stăm să ne gândim dacă, de ce facem ce facem, dacă este ceea ce, de ce avem noi nevoie, dacă suntem echilibrați în împlinirea nevoilor noastre. Este exact lucrul pe care simt că, șansa pe care simt că o avem acum, datorită COVID-ului, cum îi spui tu, toți, ca și societate, ca și lume. Cred că asta este câștigul cel mai mare, pe care l-am putea avea. Nu știu dacă o să-l avem. Și aici, uite, s-a întâmplat un lucru foarte interesant, pentru că tu spuneai, de obicei gândiți proiecte pentru companii, a venit acest lockdown, dar companiile au tras de voi. Hai, faceți ceva online pentru noi, pentru că vrem, oamenii au nevoie. Iată, se pare că în această perioadă putem renunța la multe lucruri. Ne-am dat seama că poate adesea aduneam sau risipeam fără noimă, dar nu putem renunța la creativitate. Din păcate, realitatea a fost mai dură pentru companii și, deși toate cu care lucrăm constant și-ar fi dorit să putem continua, cea mai mare parte din ele au fost afectate destul de repede și au oprit atelierele. Am găsit și în acele companii o variantă chiar pro bono de a continua, de a ține conexiunea, deschizând mici cluburi de film sau alte activități. Dar cei care lucrăm în continuare, da, dau un feedback mult mai puternic. Implicarea lor în aceste ateliere și ceea ce își iau de acolo este mult mai mult. Și, apropo de partea online, pentru noi a fost faptul că nu am mai putut depinde doar de companie, ne-a impus să facem niște pași pe care îi tot amânam, bineînțeles, că aveam prea mult de lucru.
Și atunci ne-am deschis către online și ne-am deschis către atelierele publice la care se pot înscrie oameni de oriunde și oricine este interesat poate participa fără să mai țină de o companie sau alta. Era un lucru pe care vreau să-l facem și mă bucur enorm că l-am făcut. Închiși în case, în distanțare față de ceilalți, cumva obligați să ne uităm în diverse oglinzi, evident găsim acolo lucruri din trecut, găsim diverse teme și temeri, teama de singurătate, spre exemplu, inclusiv teama de moarte la un moment dat, nu? Pentru că vorbim de o astfel de situație și știu că pe tema asta morții v-ați întâlnit amândoi într-un subiect pe care l-ați dezbătut, într-o emisiune, să-i spunem așa, nu? Din televiziunile noastre de apartament. Cum se împacă aceste două lucruri, Sandu? Am făcut împreună un atelier cu Mihai, care vreau să zic că a fost unul dintre cele mai reușite ateliere pe care le-am făcut și care m-a făcut să înțeleg că poate să existe o conexiune între oameni, chiar dacă suntem în mediul online. Pentru că de când am început toată povestea asta cu izolarea, mi-am ținut toate cursurile și seminariile online. Și tu că nu-ți prea place asta. Nu mi-a prea plăcut pentru că nu simțeam conexiunea aia cu oameni. Și de fiecare dată mă gândeam la povestea lui Platon în care scrii pe suflet când te întâlnești cu oameni, nu dacă le trimiți scrisori sau dacă, nu știu, te auzi cumva. Și simțeam că nu mă puteam conecta deloc cu studenții. În momentul în care țineam cursul era totul foarte bine, dar când se termina cursul simțeam oboseala, dar nu simțeam reîncărcarea emoțională, pe care o simt dacă țin cursuri cu ei în sală, nu știu, și după 6-7 ore, după ce vorbesc continuu, la laboratoare și la cursuri, când ajung acasă sunt obosit, dar sunt încărcat emoțional. Ei bine, nu simțeam toată povestea asta cu încărcătura asta emoțională de după în mediul ăsta online. Dar la atelierul ăsta cu moartea, unde au participat oameni pe care, nu știu, pe 90% dintre ei nu i-am cunoscut, unde era o temă foarte sensibilă și trebuia să am grijă ce zic, unde mă simțeam oarecum și singur și stingher, că ei erau dincolo, nu le puteam vedea mimica la toți, nu vedeam cum ajunge mesajul lor. Dar după ce s-a terminat atelierul și am început să discutăm despre atelier și au dat un feedback și am schimbat, nu știu, păreri și au pus întrebări, i-am văzut pe toți așa cum vin înspre cameră și m-am dus și eu așa înspre laptop și am început să discutăm și am discutat. Și când s-a terminat tot, vreo 3 ore am fost foarte încărcat emoțional și mi-am dat seama care a fost unul dintre secrete. Am vorbit despre ceva semnificativ. Deci în momentul în care te întâlnești cu oamenii față în față, chiar dacă vorbești despre lucruri superficiale, tot simți conexiunea aia. Dar în online, ca să apuci să te conectezi, trebuie să vorbești despre, cred eu, trebuie să vorbești despre ceva foarte, foarte profund. Și în punctul ăla, de fapt ne spui acum că te-ai simțit foarte plin de viață într-un atelier în care ai vorbit despre moarte. Da. Că ăsta era și mesajul atelierului, teoretic, dar eu l-am simțit și practic. Și dincolo de faptul că m-am simțit plin de viață, m-am simțit și conectat cu oamenii. Deci aveam impresia că am ținut un curs într-un amfiteatru și că toată lumea a fost fericită. Și hai, pentru tine, cum a fost experiența asta? Nu a fost chiar un dialog, a fost un atelier coordonat de Sandu, eu am jucat doar rolul de gazdă, de moderator, dar am simțit exact același lucru și am spus asta lui Sandu la sfârșit și am observat efectiv apropierea oamenilor. Au ajuns să vorbească. Și asta nu cred că e un semn de dezgust sau de dezamăgire sau ceva. Da, a fost un atelier foarte bun. A fost decizia noastră împreună. Am gândit că contraintuitiv, să zicem, că e o temă bună de abordat acum, pentru că ea oricum ne scândere din toate părțile subconștientului. Nu poți să te uiți la niciun ecran, să nu vezi cifre de morți, să nu vezi imagini, să nu vezi... Este cu noi gândul ăsta tot timpul și acum cred și m-am bucurat să văd că și Sandu crede același lucru, că adresând direct problema și spunându-i pe nume și privind-o în față și uitându-te și la cum oamenii în timp s-au raportat la, nu la ideea, la realitatea asta. Cred că a fost ceva ce și-a luat fiecare de acolo.
Și oamenii au plecat ușurați. Cei cu care am vorbit mi-au spus asta. Adică în viață, ne spune biologia de fapt, în fața pericolului, în fața morții, avem nevoie cu toții de conectare, nu? Da, așa a apărut conexiunea dintre două organisme diferite. Așa s-a născut pentru prima dată sexul în evoluția vieții. Aveam înainte organisme care aveau un singur rând de cromozom. Noi avem câte două perechi. Erau niște alge care trăiau într-o baltă. Și în balta aia, din perioada aia în care mediul se schimba foarte repede, ba era foarte frig, ba era foarte cald, ba se evapora tot și nu rămânea nimic acolo. Și algele alea ba aveau apă, ba nu aveau apă, ba înghețau, ba nu înghețau. În momentul în care îngheață cristalele de apă din celulă, pot să distrugă gene din ADN. Și după ce se dezgheață toată povestea asta, alga aia nu mai are niște gene care sunt esențiale. Și atunci ce s-a întâmplat? Două organisme din astea, în momentul în care o simțit în mediu, că îngheață, s-au unit. Exact așa cum face spermatozoidul cu ovul, s-au unit și și-au adus fiecare rândul de cromozom într-un singur organism. Au înghețat, cristalele alea au spart unele gene, dar când totul s-a dezghețat, dacă au spart genele de pe un rând de cromozom, ei aveau genele de rezervă și așa au apărut organismele haploide. Diploide, cu două rânduri de cromozom, cum suntem noi și majoritatea animalelor. Și conexiunea asta a apărut ca o luptă în fața morții. Deci ele s-au unit ca să supraviețuiască și au supraviețuit. Deci frica asta atunci de moarte trezește... Da. Te rog, Sandu, te rog. Frica asta de moarte trezește în noi erosul. Și Freud avea dreptate. El zice așa, că în ființa noastră există erosul și tanatosul, moartea și viața. În momentul în care, și într-o dinamică amândouă, în momentul în care o pulsiune din asta, moartea, crește, proporțional crește și erosul. În momentul în care erosul crește, proporțional crește și moartea. Gândiți-vă câți copii fac oameni în timpul războiului. Sau, de ce când te îndrăgostești extraordinar de tare de cineva, ți-e frică să nu-l pierzi și să nu moară? Pentru că pulsiunile astea două se nasc în noi. Deci, îi ceva. Cum simți atunci, explică-ne puțin, conexiunea asta între noi și COVID. De asta cum o vedem? În ce cheie o interpretăm? Cum ne uităm la ea? În ce fel de conexiune? A apărut, e aici, da, ne-a adus anumite lucruri, ne-a obligat să ne uităm la viață, la pericol, la noi înșine, în modul în care n-am făcut-o până acum. E acea replică cu care am deschis, de fapt, întâlnirea de astăzi. Dacă a plecat fără să ne schimbe în vreun fel, înseamnă că a venit degeaba. Cum ne raportăm? Păi, evoluția a fost, de fapt, modificarea organismelor în raport cu mediul. Fie că, nu știu, în balta aia de care vă povesteam a apărut gheața și s-au speriat algele, fie că apare un nou prădător în natură, nu știu, când vorbim de niște animale care sunt erbivore și apare un nou prădător, fie că apare o nouă boală, cum e COVID-ul ăsta, de fapt, ele ce fac? Confruntările astea, mediul ăsta care presează asupra noastră, ne forțează să ieșim din spațiul nostru de confort și să ne adaptăm, adică să evoluăm. Cum? Cu creativitate. Doar în felul ăsta putem rămâne în o epopeea asta care se numește viață. Este ca și cum Regina Roșie i-a spus lui Alice din Țara Minunilor, ca să rămâi pe loc, trebuie să alegi continuu. Asta înseamnă că dacă avem un virus care vrea să ne atace și să se mulțească în noi și noi vrem să ne apărăm de el, noi evoluăm, cumva, evoluăm, ne adaptăm, stăm închiși în casă. Virusul, ca să supraviețuiască, trebuie să se adapteze și el să ne infecteze și mai tare. După care noi trebuie să ne adaptăm cumva să găsim niște măsuri ca să supraviețuim. Și în felul ăsta rămânem în aceeași relație, dar mergem înainte, evoluând. Este exact așa, teoria asta a Reginei Roșii. Ca să rămânem pe loc, trebuie să alergăm continuu. Și atunci, confruntarea asta cu virusul ăsta, care a venit dintr-o dată, ne-a scos cumva și ne-a tulburat, pentru că știința ne-a ajutat de zeci de ani să ieșim de sub selecția naturală. Adică, noi ne vaccinam, erau vaccinuri, totul părea normal. Și la mintea noastră îi place, mintea noastră caută situații care să nu se schimbe. Dar dintr-o dată situația se schimbă și mintea trebuie să facă ceva, trebuie să creeze.
Și în momentul ăla apare travaliul ăsta al creației, de care vorbea și Mihai. Spunea că lui nu-i ușor să crezi, dar nici nu-i ușor să crezi. Creativitatea pură, autentică, aia nu-i ușoară. Toți marii creatori ai lumii s-au străduit acolo, nu-i un joc. Deci este un fel, felul în care mintea și ființa ta încearcă să se restructureze și să caute o soluție la ceva nou. Exact așa cum în fața evoluției, ADN-ul s-a restructurat și a evoluat ca să se adapteze la mediu. Și dintr-o bacterie am ajuns noi oamenii. N-a fost ușor. Au murit milioane de specii de-a lungul evoluției. Asta este, este dinamica vieții, dar trebuie să o facem. Și asta stimulează în noi creativitatea. Dar, adică, nu știu, în relația asta cu... Dacă vorbim despre creativitate și cum a stimulat creativitatea întâlnirea noastră cu COVID-a, atunci a stimulat efectiv trei părți din mintea noastră ce țin de creativitate. A stimulat gândirea asta divergentă. Adică, nu știu, ai un creion, da? Și te gândești, bun, repede, ce poți să mai faci cu creionul ăsta în afară de faptul că poți să scrii cu el? La ce poți să-l mai folosești? Să-ți prinzi părul, să, nu știu, amesteci în cafea, să faci tot felul de chestii. Noi ne-am trezit dintr-o dată într-un spațiu foarte îngust care era casa noastră și acolo trebuia cu lucrurile pe care le avem să ne desfășurăm viața noastră. Asta e gândire divergentă care cultivă creativitatea. După care mai aveam un fel de inovație, asta este gândire convergentă. Nu știu, și gândirea asta convergentă e... Iei creionul ăsta și îi spui, scrie pe hârtie. Bun. Și acum te gândești la alte obiecte care scriu pe hârtie. E un fel de inovație. Cu ce poți să faci același lucru dacă n-ai un creion? Nu știu, scrii cu un ruș, scrii cu nu știu ce. Și asta e gândirea divergentă. Deci am stat în casă, ne-am stimulat gândirea convergentă, gândirea divergentă și după aia un ultim stadiu și poate că cel mai înalt al ființei, al gândirii noastre este gândirea asta laterală. În care... Nu știu, le spun studenților mei, acum, de exemplu, n-am putut să dăm examene scris. Bine, putem, că sunt niște platforme, dar de la început le-am spus studenților că dacă nu o să ne putem să ne întâlnim să dea examen, ei o să trebuia să scrie un eseu pe o anumită temă. No, și eseul ăsta este gândire laterală, pentru că ce faci în gândirea laterală? Îs patru pași, șase pași. În primul pas, îți stabilești obiectivele. Ăsta e obiectivul. Vreau să scriu, nu știu, la etică, despre nu știu ce. După care strângi toate datele. Ăsta e pasul al doilea. După care te gândești la obiectiv, la datele pe care le ai și îți activezi imaginația și intuiția și vrei să vezi ce ai putea tu aduce nou pe lângă chestiile astea. După care vii cu partea ta emoțională și spui ce emoție trezește în tine toată situația asta. După care îți activezi optimismul și spui care sunt beneficiile. Pentru că și în cel mai rău lucru de pe pământ sunt niște beneficii, nu știu, în Holocaust. Faptul că s-a întâmplat Holocaustul, care este tragedia umanității, e un lucru bun. Că știm că s-a întâmplat odată și o să avem grijă să nu se mai întâmple niciodată. Asta e un lucru bun. Oricât de rău ar fi un lucru, are niște părți bune. Și după aia vii în al șaselea pas cu riscurile, cu pesimismul. Tot tabloul ăsta este o gândire laterală. Deci nu e drept cum o ia mintea ta. Și te străduiești așa să o vezi din toate părțile. Și astea trei situații, toate au fost cultivate în capul nostru de întâlnirea noastră cu COVID-a. Deci a fost un exercițiu de creativitate care n-a fost deloc plăcut. Pentru că nimica nu se naște așa simplu. Dar când mă gândesc ce vieți trăiam înainte și parcă e acum nu știu câtă vreme în care eram foarte rutinați, nu, job, acasă, petreceam nepermis de mult timp în mașină sau în mijloacele de transport în comun, uitam că poate că mai există natură, ni se părea cumva că nu, a te duce în natură e pentru Sandu, că doar e meseria lui, sau poate pentru Mihai care la un moment dat spunea că el e dependent de activitate fizică, dar grosul nu ne interesa pe noi lucruri de genul ăsta. Mă gândesc acum, Mihai, cum ai vrut tu la un moment dat să pui lupa exact pe această situație și să spui e păcat că avem un râu care străbate Clujul, precum e Someșul, și hai să nu uităm de el, hai să-l introducem cumva, hai să-l redăm în circuitul vieții noastre și să ne bucurăm de el. Apropo de proiectul pe care tu l-ai inițiat, le spuneam celor care ne urmăresc, ești inițiatorul Someș Delivery la Cluj. Da, ar fi un pic nedrept să ne aflăm meritul pentru viziunea asta. De fapt,
Fratele Liber a pornit ca o intenție de a aduce un proiect desfășurat de Cărturești, pentru care lucram atunci în București, care se numește Street Delivery. Dar pentru, lucru pentru care mă felicit e că am creat de la început un grup de oameni, majoritatea arhitecți, dar și oameni din zona evenimentelor culturale și din alte domenii. Și am dezbătut, ne-am luat un timp destul de lung. Credeam că începem în 2014, l-am început în 2015, pentru că mai era prea complexă ca să o rezolvi pe genunchi. Așa. Și ne-am dat seama atunci că Someșul este în Cluj o problemă nerezolvată mult mai mare decât o pietonală. Din întâmplare, Clujul stătea puțin mai bine la capitolul ăsta decât București. Și ideea asta, viziunea asta de a deschide un proiect care să pună focus pe Someș, să arate că acest râu care străbate orașul este absolut total nefolosit, că este practic orașul e întors cu spatele către el, că îl percepe mai mult ca o loc de deversat deșeuri sau, mă rog, o piedică în trecere, că trebuie să o colești pe la pod. Să intuim potențialul lui și asta nu trebuie să inventezi tu, pentru că poți să te uiți la zeci și sute de exemple ca să realizezi încă o dată cât de în contratim suntem cu alte zone unde râurile sau apele cândva îndiguite, betonate, acum se desfac. Se desfac betoanele, se renaturalizează. Și asta e dureros să vezi că noi trebuie să parcurgem toți pașii ăștia, ca și când n-am putea sări peste ei. Dar oricum, mi se pare că proiectul a fost setat de la început, repet, prin munca unei echipe și aici vreau să fac o paranteză, pentru că mi se pare, asta este și un flux, este și convingerea mea că echilibru se câștigă prin expunere la multe, la foarte multe domenii. Nu poți să rămâi închis în domeniul tău. Va fi sterp cumva. Pe când expunerea la diverse, la cât mai multe unghiuri de vedere, aduce același efect pe care îl aduce o echipă față de un om singur. Aduce o diversitate și o bogăție de viziune și de sens pe care nu poți să o ai altfel. Sigur că adică din nou ideea aceasta de conectare, pe care o susținea și Sandu mai devreme și pe care o explica. Eu mi se pare că diversitatea este o valoare enormă, enormă. Și într-o echipă sau într-o persoană, ea vine întotdeauna cu conflict. Dar dacă îl rezolvi, o să ai ceva ce n-ai fi putut avea singur. Și echipa asta a setat un proiect bun, zic eu. Un proiect în care cred încă după toți anii ăștia și care și-a și arătat necesitatea și a și avut rezultate. A fost setat de la început pe patru dimensiuni, pe spațiu, amenajarea spațiului și aici ne-am gândit că este o nevoie extrem de mare de testare în materie de amenajare ale spațiului. Un obicei pe care nu-l prea avem. Gândim niște betoane și apoi nu mai știm cum să le dăm jos și nu le mai dăm jos, că nu se poate. Așa, într-o ediție, făcând 10 amenajări, se vedea clar cât care sunt bune. Și nu trebuie tu să decizi teoretic, pentru că decid oamenii. Îți arată exact care sunt bune, care sunt necesare, pe care le adoptă imediat și le îngrijesc ei singuri. Apoi a fost partea de animare culturală, ca să aducem oamenii acolo, să dăm un exemplu de cum aceste amenajări temporare pe care le-am creat pot fi folosite. Am venit cu animări, am venit din zona evenimentelor culturale, iarăși cu mare nevoie de creativitate. Am venit cu evenimente care să nu fie festivaluri, să nu fie evenimente ocazionale. Am vrut să dăm exemple sau modele de animări care ar putea fi permanente și care n-ar deranja comunitatea din zonă. Ce am uitat să spun e că proiectul de la început și-a propus să ia în fiecare an o porțiune din Someș și să se mute de pe o bucată pe alta, de obicei între două poduri, și să înțeleagă potențialul de acolo și să arate cum ar putea fi folosit. A fost dimensiunea de spațiu, de evenimente de care v-am spus, a fost o dimensiune de mediu și alta de comunitate.
cu dificultăți în a le gestiona, pentru că nu aveam în echipă specialiști. Dar până la urmă am găsit colaboratorii, lucrurile s-au așezat. Sunt domenii triste în continuare în România, și zona de mediu și cea de comunitate. Adică ce vreau de fapt să zic prin această legătură e de fapt exact această situație. A venit COVID-a și ne-a arătat că poate că ar fi fost mai bine să ne ocupăm de lucruri pe care voi le-ați semnalat la un moment dat. Conectarea asta orașului, spre exemplu, pe malul Someșului în speță, în acest proiect, prin piste de biciclete, probabil, printr-o rețea de spații verzi, în care distanțarea asta, cum zice acum, distanțare socială, distanțare fizică, mă rog, în fine, să poată fi respectată, chiar dacă nu era acest pericol. Bun, nu s-au întâmplat lucrurile până acum, a venit această situație. Apropo de ceea ce spunea Sandu puțin mai devreme, ne-a obligat să ne întoarcem spre noi, să găsim resurse. Creierul, cumva și noi, totodată cu el, a trebuit să ieșim din zona asta de confort și am învățat să gândim inclusiv lateral, nu, să ne stimulăm această gândire laterală. N-ar fi păcat, cum facem ca după ce lucrurile se liniștesc, să nu revenim la vechile cutume? Cum păstrăm aceste lucruri? Poate știe Sandu, eu nu știu. Eu am speranța asta, poate, sau multă lume îmi spune că e nerealistă, ci idealistă și cum vrei, dar eu cred că cel puțin o parte dintre oameni vor fi marcați de ceea ce au înțeles în perioada asta, despre relația dintre muncă și viața lor, despre relațiile lor de acasă, de cuplu, cu copiii, despre relațiile cu colegii și cu ceilalți oameni, cu prietenii cu care nu au putut să se întâlnească. Cred pentru că putem... nu... Te rog, Mihai. Cred că în viziunea mea, în urma acestei perioade, o să fim mai conștienți și mai apropiați și mai umani și mai generoși. Dar variante alternative sunt multe. Multă lume crede că ne vom izola și mai mult, că ne vom izola pentru că asta vom percepe că e safe pentru noi. Și atunci vom fi conectați strict la distanță din buncărele noastre antivirus. Eu nu pot să estimez, mi se pare că sunt prea multe necunoscute ca să spun, să am o părere fermă despre cum va fi, dar sper că am învățat și că vom fi mai deschiși. Așa, apropo de ce spuneai tu, de felul în care ne gândim orașele, în care ne dorim, ne vedem socializarea, putem fi și nu doar un oraș al festivalurilor, putem fi și un oraș al lucrurilor mici, de zi cu zi, de cartier, de scara blocului. Poate fi spart totul, pentru că lucrurile astea au șansa să fie continue și constante și să crească oameni. Sigur, festivalurile și lucrurile mari, evenimentele mari, au meritul lor de a transmite un mesaj unui număr enorm de oameni odată, dar cred că trebuie întărit. Cred că trebuie întărit. Întotdeauna am crezut că trebuie făcute lucruri constant, la scară. Nu e o discuție sau nu e o întâlnire, e un proces, spui tu. E da. Pas cu pas o consolidare a acestor lucruri. Sandu, cum ți se pare ideea asta? E posibil ca după pandemie să ne izolăm și mai mult? Și vreau în același timp să păstrez activă, să spun așa, spre tine și întrebarea pe care am adresat-o lui Mihai. N-ar fi păcat să ne întoarcem la viețile alea în care petrecem timp în trafic și așa mai departe, la ritmul acela nebun, și să pierdem toate aceste resurse pe care până la urmă și instrumente pe care creativitatea ni le-a scos în față, ni le arătat? Acum, dacă e să am o părere din punct de vedere științific, în momentul în care mintea se confruntă cu o situație care nu-i place, se adaptează, dar după ce factorul de stres dispare, chiar revine la momentul în care a fost înainte. Pentru că asta e zona de confort. Dar este o teorie care spune că lucrurile, ca să se schimbe, să treacă de individ, trebuie să se schimbe la nivel de societate. Deci, noi dacă am vrea, dacă ar fi după noi, după fiecare dintre noi, am trăit în niște condiții în care trăiau oamenii din epoca de piatră. Din cauza asta s-a inventat la nivel de societate educația.
și cu un efort îl iei pe fiecare individ și îl presezi atât de mult încât îl aduci la un anumit nivel. Acum, cum văd eu povestea asta cu COVID-a? Dacă ne-ar fi afectat în parte, nu știu, pe câțiva dintre noi, dacă ar fi dispărut factorul ăsta de stres, am fi ajuns la același punct în care eram înainte să apară. Dar este o teorie a managementului terorii care spune că dacă tu vii cu un factor de stres enorm, care poate chiar să prizeze cu moartea asupra unei comunități, oamenii din comunitatea aia se conectează dintr-o dată, chiar dacă se conectează la nivel, nu știu, așa, în online, cum ne conectăm noi, se conectează dintr-o dată, devin mult mai empatici, se simt mult mai mulțumiți dacă fac ceva pentru celălalt și nu pentru ei. Ca într-o relație de iubire. Parcă dacă îi dai ultima bucățică celuilalt, ești mult mai mulțumit decât dacă ai fi mâncat-o tu. Exact așa se întâmplă și acum. Din cauza asta sunt foarte mulți oameni care vor să facă donații, care donează. Și atunci, eu cred că dacă totul se întâmplă la nivel social, dacă toată factorul ăsta de stres o apăsat asupra întregii comunități, după ce el dispare, o să fie foarte greu ca unele comportamente pe care noi ne-am însușit acum prin creativitate să dispară. Deci ele s-ar putea să rămână, nu la același nivel la care sunt acum, dar nu cred că o să ajungem în punctul în care am fost acum 2 luni ca și comunitate. Tocmai din cauza asta, pentru că tot factorul ăsta a acționat asupra tuturor. De altfel, Einstein zicea, nu, creativitatea e contagioasă, dați-o mai departe. Este, da, prin gândirea asta laterală, că la un moment dat când tu începi să vezi lucrurile diferit, este când se formează neuroni noi în creier, e și o cascadă din asta de endorfine și aia te fac să te simți bine, e ca și cum citești o carte și îți place. Și poate tot gândești la ideea aia și endorfinele astea te fac să te simți bine și dau și un fel de dependență. Deci, actul creativității nu e ușor, dar momentul creativității, procesul creativității nu e ușor, dar când ai ajuns în actul ăla, când ți-ai atins obiectivul, acolo e foarte frumos. Așa că nu ne-a fost ușor deloc, dar când ne vedem după toată povestea asta, ieșiți la liman cu bine, o să ne simțim cu toții bine și cred că o să păstrăm din lucrurile pe care le-am acumulat. Tocmai din cauza asta, teoria asta a managementului terorii, care a acționat asupra tuturor și care a dus moartea în prim plan. Dacă ieși din casă, mori. Că de fapt în subconștientul nostru asta era. Subconștientul nostru nu se gândea că dacă ieși din casă mă intubează. Nu, dacă ieși din casă, mor. Cine a înțeles asta a rămas și i s-a schimbat mintea. Mihai, vreau să te întreb în contextul ăsta, crezi că, iată, apropo de schimbările despre care Sandu vorbește, întreg domeniul cultural cumva va suferi modificări interesante? Pentru că, nu-i așa, aici la voi creativitatea e vitală și abuzați din plin, între ghilimele, de resurse creative și extraordinari. E firesc să fie așa. Cum crezi că va arăta traiectoria aceasta în domeniul în care tu ești specialist? E mai degrabă, apropo de ceea ce spuneai mai devreme, o spargere a acestor acte culturale sau evenimente culturale înspre comunități mai mici, înspre artiști, probabil, care acționează într-o zonă mai independentă și nu neapărat cele mai mari scene, cele mai mari dimensiuni, cele mai mari nume, etc. Cred că se va schimba domeniul, dar mi-e foarte greu să evaluez în ce direcție și cred că greutatea vine în cred că în momentul de... Acum te auzim, Mihai. Da. Îmi pare rău, am o problemă cu internetul. Spuneai că nu neapărat știi cum se va produce această schimbare, dar cumva ți se pare absolut inevitabil ca ea să se întâmple într-un anume fel. Da, cred că din punctul meu de vedere, ceea ce tu spui, că lucrurile se vor sparge în părți mai mici, ar fi un lucru de dorit, dar cred că încă noi toți în subconștient așteptăm să ne reîntoarcem la viața noastră de dinainte, exact așa cum era, inclusiv
parte de evenimente și cred că nu inovăm în momentul ăsta foarte mult. Cred că ce s-a întâmplat, ce am făcut și noi la Flux și ce au făcut foarte mulți operatori culturali, până acum a fost să ducă în online ceea ce se putea duce în online, în ceea ce făceau înainte. Eu nu am văzut încă să apară, da, au apărut și sunt premiere mari, că vezi o premieră la teatru online, da? Sau vezi, asculți un concert internațional de jazz în care fiecare solist performează din camera lui. Sau sunt aceste lucruri, dar nu am văzut forme cu totul noi și spectaculoase sau șocante de eveniment. Eu cred că asta va veni într-o etapă ulterioară în care vom accepta, dacă va fi cazul, că trebuie să inovăm. Nu știu să-ți spun, nu am o viziune încă legat de ce va fi și cum va fi. Ne apropiem de finalul intervenției noastre și las de obicei această parte de final. Desigur, mai avem încă timp de discuții, dar vreau neapărat să luăm comentarii, să luăm întrebări care apar de la cei care ne urmăresc acum pe pagina Humanco și peste tot acolo unde am fost distribuiți și profit de ocazie să vă mulțumesc pentru că ați făcut acest lucru. Constrângerea duce la adaptare, uneori la îmbunătățiri, chiar la dezvoltare, spune Mihaela Crișca Florescu. Iată, o constrângere o putem transforma într-o oportunitate pentru noi. Sandu, ce crezi? Sandu Mihai, o întrebare, o reflexie cumva pentru amândoi. Acum, o constrângere vine cu o frustrare. În momentul în care orice minte se confruntă cu o frustrare, atunci apare adaptarea, adică, nu știu, strategia asta de a se adapta și, după ce trece tot momentul, în locul în care a fost frustrarea, se naște un loc pentru dorință. De acolo se nasc dorințele. Deci oamenii care au trecut de-a lungul vieții prin câteva momente, care i-au tot frustrat, sunt oamenii care sunt efervescenți și care își doresc să meargă înainte. Deci nu, momentul ăsta al confruntării cu frustrarea nu aduce doar creativitate sau doar nevoia de creativitate, ci dă și energia creativității, adică motivația. Dar toate lucrurile astea psihologic se întâmplă până la un anumit nivel. La momentul în care frustrarea aia devine abuz și foarte, foarte puternică, s-ar putea să ni se blocheze mintea. E ca atunci când un animal se întâlnește cu un pericol și ce poate să înghețe, să se lupte sau să zboare. Sau să fugă, da. Și atunci dacă apare momentul ăsta al unui pericol care s-ar putea să ne anihileze cu totul, ni se blochează mintea, spiritul, ni se blochează tot și nici, nu se mai naște nicio dorință acolo, nimic. Deci, trebuie să fie la un moment dat o confruntare cu ceva, dar cevaul acela nu trebuie să aibă o presiune foarte, foarte mare asupra noastră să fie un abuz din ăsta, cum era comunicat. Că e bună o frustrare, dar totuși nu un pericol de o anumită intensitate care activează toate mecanismele noastre de fapt de apărare, nu? De a face față stresului și care de fapt ne îngheață. Ne îngheață, da. Deci în cazul ăsta poate să... Scuze-mă. Te rog, Sandu. Da, în cazul ăsta poate să existe o adaptare, dar dacă tu n-ai la ce să te adaptezi pentru că e atât de mare pericolul, îngheți, te-ai blocat și mori. E frustrare în actul cultural, în actul artistic, Mihai, nu? Care e firul ăla? Care e granița aia până la care e constructivă, e creativă, aduce plus valoare actului? De unde lucrurile încep să stea altfel? Cred la fel ca Sandu, că uneori nu știu, frustrarea sau disconfortul pot să fie prea mari și atunci limita care în general încurajează creativitatea să o blocheze, de fapt. Cred că sunt situații din astea. Pentru că nu e aceeași situație din punctul meu de vedere, pentru care ești creativ, pentru că ai un apartament foarte mic, de exemplu, sau că ți se cere un text de 100 de cuvinte, cu situația în care ești blocat de un pericol iminent în apartamentul ăla. Cred că e o dinamică diferită a creativității pe care o manifesti în spațiu sau în activitatea respectivă. Am mai vrut să spun ceva apropo de cum
m-ai întrebat a doua parte a întrebării tale. Nu mi-am amintesc exact, dar am vrut să spun că sunt, din punctul meu de vedere, situații în care creativitatea e dusă într-o zonă pe care n-ar trebui să ne dorim foarte mult, când este o evadare, o fugă din realitate. Acum, istoria artei e plină de genul ăsta de inadaptări, sau nu știu cum să le numesc. Când creația a luat locul vieții și este un spațiu pe care îl pot controla și în care poți să te simți în siguranță, pentru că în lume nu te simți așa. Și cred că asta ar trebui evitat pe cât se poate, în momentul în care oricine conștientizează. Sau zona, situația în care creativitatea este dusă total într-un singur plan, nu știu, și scrii literatură sau pictezi și toate restul planurilor din viața ta se năruie în jurul tău, și relația, și prieteni, și toată viața ta. Uite, apropo de ce vorbeam puțin mai devreme, ne spune chiar Adonis la un moment dat, poate că Adonis Bungis spune că probabil, iată, aceste noi condiții pot influența artele performative într-o direcție a manifestării unor forme mai interactive cu cei care sunt în public, mai participative, poate chiar un public motivat, format, nu? De ce nu așa din trei persoane? Da. Legat de asta este o tendință în ultimii ani de mers cu evenimentele înspre experiențe personalizate, înspre evenimente la care oamenii intră pe rând și sunt trecuți printr-o experiență muzicală, teatrală. Știu foarte mult asemenea evenimente, am avut și la Somers Delivery. Nu știu, legat de gradul de interactivitate al evenimentelor, este principala cauză de evitare a unui anumit tip de eveniment. Oamenii nu se simt confortabili să meargă în teatru experimental și să fie trași pe scenă, pur să au un mare grad de anxietate, numai la așteptarea că așa ceva s-ar putea întâlni. Ca să nu mai zic de anxietatea pe care o simt când merg într-o expoziție de artă contemporană, dacă vor înțelege sau nu ce e acolo. Oana Mândruț. Să-i răspund. Oana Mândruț ne scrie în același timp, îl apreciază pe Sandu foarte mult pentru luările tale de poziție, spune despre ele că sunt echilibrate, nu respectă din fericire această dihotomie pe care am observat-o în ultima vreme, în care unii se poziționează ori la un pol, ori la altul, când vorbim de situație, de maniera în care această situație, această pandemie ne-a schimbat sau de lucrurile care se vor întâmpla în continuare. Și exact în punctul ăsta vreau să ajung, apropo de o idee care știu că îi place lui Sandu foarte mult. Suntem în același timp și neființă și ființă. Lucrurile nu sunt albe sau negru, ci capătă și se întrepătrund în feluri care ne fac să fim atât de diferiți și atât de asemănători în același timp. Vreau să comentăm puțin pe finalul întâlnirii noastre de astăzi exact această idee. Te rog, Sandu. Eu cred că vorbeai despre nevoia asta de conexiune pe care o avem tot timpul. Și uneori poți să fii în conexiune cu tot, fără să fii în conexiune cu nimeni vizual. Pentru că data trecută când ne-am întâlnit acum 3 săptămâni la emisiune, vă povesteam că noi atunci când respirăm, stăm singuri în casă și respirăm, noi rupem din noi atomi. Și atomii ăștia de carbon se rup în organismul nostru ca să ne dea energie și se leagă de un oxigen și se formează dioxidul de carbon, pe care îl expirăm afară. Și el se duce, dioxidul de carbon se duce și ajunge undeva într-o grădină și e inspirat de o păpădie. Și păpădia aia, prin fotosinteză, rupe carbonul ăla și îl pune într-o moleculă de a ei, exact așa cum era într-o moleculă de a noastră. Deci noi numai stând și respirând, suntem în conexiune cu toate celelalte, da. Și schimb de material genetic, nu? Și asta, la asta ne ajută virusurile.
Și suntem în același timp și, și ființă și neființă și materie vie și materie moartă, pentru că, de fapt, dioxidul ăla de carbon care a plecat din noi este din anorganic. Și în felul ăsta, tot universul, toată planeta noastră, universul, îs într-un continuu schimb de energie și de materie. Și la asta ne ajută și virusurile și la asta ne ajută toate. Și fie că ne par la prima vedere bune sau un avantajul nostru sau un dezavantajul nostru, ele sunt. Și ar trebui și asta ne învață știința. Că nu există bine și rău. Lucrurile nu sunt bune sau rele, lucrurile sunt. Depinde din perspectiva în care le privim. De exemplu, dacă eu mă uit la un documentar unde o femelă de ghepard naște doi pui și se duce la vânătoare, mă bucur foarte tare când îi aduce o antilopă. Dar dacă mă uit la același documentar în care o antilopă fuge nembunită de un ghepard și ghepardul o prinde și o sfâșie, mă supăr foarte tare. Depinde de unde a început cadrul, dar povestea e aceeași. Atunci, toată asta este dinamică. Este o dinamică a vieții în care e aventura vieții noastre și a vieții însăși. Așa că nu avem de ce să... Trebuie să ne speriem ca să ne păstrăm instinctele, dar nu trebuie să înghețăm niciodată. Mihai, te rog, iată, depinde cu ce ochelari, cu ce lentile privim realitatea, spune Sandu. Da, sunt convins că așa este. Din cauza asta și putem vedea partea negativă și după aceea, cum vorbeam de situația actuală sau omenea Sandu chiar de Holocaust, putem vedea ce ne-a învățat, ce ne-a adus, cu ce ne-a îmbogățit și cum plecăm diferiți de acolo. Așa, dacă se poate, pot să-i adresez o întrebare lui Sandu? Absolut! Sunt foarte curios legat de creativitate, de părerea lui, legat de inspirație. Crezi că există inspirație și dacă da, care este procesul? Deci să simți nevoia de inspirație? Nu, să fii inspirat. Revelație? Nu, deci se folosește foarte mult termenul de inspirație când te gândești la un creator, da, că este într-o stare de inspirație. Că, ok, ar fi o discuție faină legată de muncă și disciplină în raport cu momentele de inspirație, dar din punctul tău de vedere, ce înseamnă, sau biologic, ce înseamnă Uite, eu am este din punct de vedere neurologic, pot să-ți povestesc. Că s-au făcut câteva experimente și este un institut, cred că undeva în Chicago, care face lucrul ăsta. Deci noi avem două emisfere cerebrale în care sunt mai mulți centri în fiecare dintre ele. De obicei, în emisfera noastră cerebrală stângă, avem foarte mulți centri care se ocupă cu analiza. Și ei iau fiecare experiență nouă pe care o ai și o compară cu ceva ce ai făcut înainte. Acolo este și cu logica și cu rațiunea și totul trebuie să aibă logică și o rațiune. Da, acolo e aria lui Broca, prin ea vorbim noi logic. Și după care avem partea dreaptă a creierului, care mulți spun că e partea creativă, dar acolo avem toți foarte mulți centri în ăștia care țin de interpretarea experiențelor noi. Iau o experiență nouă, o analizează, și după aia o trimite dincolo, în partea stângă. Sunt foarte mulți oameni și au fost experiențe în care oamenii ăștia s-au lovit la cap foarte tare și au uitat cine sunt. Deci toată partea asta lor stângă a fost anihilată. Și atunci ei când mușcau dintr-o căpșună simțeau o experiență pe care nu mai au avut niciodată, pentru că uitaseră. No, în fine, și ce se întâmplă? Partea asta noastră dreaptă caută de fiecare dată să ne dea insight-uri din alea așa de revelație. Wow, ți se pare totul nou, totul frumos. Dar consumă o groază de energie. Și atunci partea stângă o inhibă. Și s-au făcut niște experimente și că se fac, am găsit și pe net, poți să te scrii acolo și să plătești, și ți se inhibă partea stângă a creierului. Și în momentul ăla, toți oamenii care trec prin asta spun că simt o stare de inspirație, ca și când ar putea să creeze orice. Parcă văd culorile altfel, se simt liberi, se simt nemuritori și sunt într-o stare din asta de revelație continuă. Și foarte mulți care pictează sau care fac lucru manual sunt mult mai îndemânatici și creează
creează chestii noi la care nu s-au gândit înainte. Deci cumva există starea asta de inspirație de care zici tu, dar consumă foarte multă energie, foarte, foarte multă energie. De altfel sunt și studii, dacă îmi permiți, Sandu, o mică paranteză, o mică completare, de fapt, care spun că exact această manualitate despre care tu vorbești și stimularea acestor arii face, duce la noi conexiuni neuronale. Tocmai de aceea e atât de important acest subiect în ceea ce privește pe copii și de maniera în care le dezvoltăm lor creativitatea. Da, da, da. Pentru că tot partea asta a creierului nostru este inhibată de cortexul prefrontal, care își face griji, care își face tot timpul griji și nu ne lasă să fim prea creativi ca să rămânem în spațiul ăsta nostru. Dar în momentul în care ne mișcăm și facem lucruri cu mine, în momentul în care facem sport, cortexul prefrontal se blochează și atunci partea cealaltă a creierului nostru începe să lucreze. Eu foarte multe idei le am când mă duc la sală și mă opresc și mi le notez undeva. Deci, nu știu, Mihai, dacă ți-am răspuns la întrebare, dar există starea asta de inspirație atunci când cortexul, când creierul nostru drept lucrează mai mult decât cortexul stâng. Și atât de fapt cât de important este să ne uităm la exact la această zona noastră de corp, simțuri, pe care cumva și pe asta parcă, din fericire, am băgat-o în seamă mult mai mult în această perioadă de izolare și ar fi păcat să pierdem acest lucru odată cu reîntoarcerea la realitatea care va fi așa cum va fi. Nu mai bună, nu mai rea, spunea Sandu mai devreme, va fi, doar va fi. E important să ne folosim de toate aceste resurse pe care le-am descoperit. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire online. A fost o plăcere și o mare bucurie să stăm de vorbă și să mai unim niște puncte și știu că, din păcate, nu am reușit să răspundem tuturor întrebărilor. Chiar era o întrebare, venea o întrebare ce ar trebui să facă liderii unei echipe tocmai pentru a stimula echipa și a reuși să-i facă să fie cât mai creativ cu putință. Promit că o să încerc alături de invitații de săptămâna viitoare să răspundem la această întrebare. De altfel, săptămâna viitoare, tot marți, tot de la ora 19, tot pe pagina de Facebook Manco, vă propunem o ediție internațională. Vom călători prin China, prin Polonia, prin Turcia, prin Brazilia, Germania și Albania, să vedem cum rezolvăm, cum ne uităm la creativitate, iată, ca o resursă importantă în adaptare. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Andu, mulțumesc cu Mihai, dragul, mulțumesc de invitație astăzi alături de noi și evident vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit, ne-ați distribuit, ați comentat pe pagina Humaco. O să aveți o seară excelentă. La revedere! La revedere!